Avem din nou o lucrare interesantă, să zicem. Acesta este un braț, se spune, nu știu exact cum se numește, de la o cositoare. În partea aceasta este o volantă cu o gaură în care intră acest, nu știu cum se zice, această bilă și transform mișcarea de rotație, tot așa se învârte, transform în mișcare lineară. Acesta aici pivotează și transformă în mișcare lineară. Și aici vin ghearele care taie și cuțitele. Bun. Ce problemă avem? Destul de interesant făcut, simplu și eficient. Este un o chestie din asta care vine aici pe ax și acesta vine la ultimul aici tot. Așa. Problema care e că s-a uzat această bucșă sau cum vreți să-i spuneți și puțin și partea de antrenare. Deci o să trebuiască să-l prindem pe acesta cumva în strung, să strunjim cota aceasta până la cota cilindrică, nu interesează cât este, și să facem una din asta cu interior să se potrivească pe acest ax și exteriorul să intre puțin mai fix în acest locaș. El și aici are puțin joc. Într-adevăr, acest locaș se poate regla, partea aceasta este reglabilă, dar o să încercăm să facem o idee mai mare, că probabil are uzură și probabil și părțile acestea două de tamponare au uzură și să încercăm să eliminăm jocurile. De ce trebuie să facem acest lucru? El funcționează și așa, dar la schimbări de direcție, cum are joc, loviturile fac zgomot și încercăm să eliminăm zgomotul. Deci rău n-avem ce să facem. Dacă nu se elimină zgomotul, nu se elimină, dar o să încercăm să vedem ce putem face. Acum, din nou, prinderea, care e partea interesantă. Îl prindem în platou și încercăm să centrăm după partea asta conică, care teoretic n-ar trebui să fie uzată, și după vârful de fabrică. Să sperăm că nu e foarte deformat. Bun, punem pe strung și îi dăm bătaie. Cam așa am reușit să-l centrez cel mai bine. Undeva la 15 sutimi, o zicime jumate. Nu pare să fie suprafața perfect rotundă. Și am centrat cam între bacuri, să fie cam aceeași distanță. Bun, strunjim minim, doar încât să ajungem să avem o suprafață cilindrică și ne apucăm să facem piesele celelalte. Aici încă se vede uzura. Da, deci pe lateral, după cum era și de așteptat, pe lateral apare această uzură. De fapt, am strunjit rapid un bolț sau bucșă sau ce asta, care e un pic mai mare în diametru decât cea veche, care se intre flies în locașul acesta,
fără joc practic. Un pic de joc lateral. Un pic de joc are, deoarece astea sunt cea semi-rotunde. Nu știu dacă și-au fost din fabrică sau sunt uzate, dar le lăsăm așa. Numai bine, bucșa poate să joace puțin așa în cazul în care ceva se întâmplă, ceva nu e aliniat sau... Așa. Acum trebuie să dăm gaura aceasta pe lateral, care este puțin mai nasol de dat, în sensul că trebuie să o facem să fie relativ precis, adică să ne intre precis pe această cotă pe care am strunjit-o noi. Și o să-l prindem în platou, o să-l centrăm din, adică o să centrăm bacurile din interior și o să găurim și strunjim, sperăm să iasă bine. Cam așa a ieșit, pare să fie în regulă, joc are minim pe ax și numim această reparație ca fiind un succes.